Ne vom întoarce la discuția pe care am început-o, dar îl avem acum în direct cu alături de noi pe domnul Gigi Becali. Bună seara, domnule Becali! Bună seara! Ce faceți? Vă pregătiți să plecați către Vrancea? Deci, la ora asta sunt deja 4 vole mari pe drum către Vrancea. Acum, ce vedeți, e în curte la mine, sunt deja și aici una, două, trei vole mari. Asta este mașina cu care voi merge eu, acest Hammer. Și vor fi aproximativ 12 utilaje. Am făcut un apel la foarte mulți oameni, cred că vor fi mâine dimineață în față la Consiliul Județean Vrancea, în Focșan, vor fi aproximativ 3-4 mii de oameni. Până acum am făcut rost de vreo 250 de lopeți și plec în noaptea asta, la ora 3 sunt în Vrancea și nu mă întorc din Vrancea până nu dezăpezesc și o singură oaie nu va mai rămâne înzepezită în județul Vrancea. Domnule nu Becali, mă întorc nici la meci. Dorm acolo până rezolv problema oamenilor zăpeziți. Domnule Becali, dar ați vorbit cu autoritățile de acolo, cu, nu știu, cu președintele Consiliului Județean, cu prefectul. Vă așteaptă, vă ajută, vă susțin? Sau mergeți dumneavoastră singur cu oamenii pe care aveți și cu volele pe care ni le-ați arătat în imagini? Am vorbit și cu domnul prefect și cu domnul Marian Oprișan. Mă așteaptă acolo pentru că trebuie să-mi arate locurile unde sunt oamenii zăpeziți. Ei au hărțile cu comunele zăpezite și trebuie să organizăm, să facem ceva organizat. Că doar nu putem să mergem așa, nu... Domnule Diaconescu, dacă aveți o întrebare pentru domnul Gigi Becali... Nu, urez mult succes, dar să se întoarcă până la meci, că trebuie să dezăpezească și Național Arena când se întoarce. Nu mă interesează niciun meci până nu rezolv problema din Vrancea, nu vin să meci, nu vin. Vom reveni imediat la domnul Gigi Becali. Avem în acest moment o problemă de sunet. Vom vedea ce se întâmplă. Cert este că domnul Becali este hotărât să plece către zona Vrancei, să dezăpezească, cum spunea și el acolo, până la ultima oaie. Cert este că politicienii, vedeți, mai ales cei aflați la putere astăzi, fiindcă ei sunt plătiți din banul public să dezăpezească pe ceilalți semeni ai lor, evident și consilierii județeni, consilierii locali, primarii, indiferent că sunt de la PSD sau PNL ori PDL, trebuiau de mult să-i dezăpezească pe acești cetățeni, fiindcă dacă ei făceau eforturile pe care astăzi le-au făcut în frunte cu Mihai Răzvan Ungureanu și ceilalți, dacă le făceau acum 10 zile sau acum 20 de zile, nu mai mureau atâția oameni. Deci au pe conștiință 65 de persoane pentru că au stat să schimbe niște guverne, au pierdut timpul, iar oamenii au decedat. Domnule Diaconescu, l-am văzut pe domnul Gigi Becali. Dânsul are și el un partid, da? PNG-ul. Nu vă este teamă că cu Partidul Poporului veți păți poate ce a pățit și domnul Gigi Becali? În sondaj a stat extraordinar de bine. În momentul în care au venit alegerile și omul s-a trezit față în față, da, cu ștampila și cu buletinul de vot, n-a mai votat PNG-ul, deși în sondaje, repet, stătea poate la fel de bine aproape. De altfel, avem din nou pe domnul Gigi Becali. Domnule Becali, ne auziți acum? Bine! Alo! Ne auziți? Suntem în legătură telefonică de data asta. Domnule Becali, ne auziți? Deci eu plec în Franța și nu mă întorc. Dorm acolo 4-5 zile și nu mă întorc până nu rezolv problema zăpezii în Franța. Dar credeți că puteți să faceți mai mult decât au făcut jandarmii până la ora aceasta? Păi eu nu sunt jandarmii, eu v-am spus plec cu 12 utilaje acolo, plam și o cisternă de încărcat combustibil. Plec cu 200 de oameni, mă așteaptă acolo 3, 4, 5 mii de oameni, nu știu, că am făcut un apel la oameni care vor să vină să ajute și eu v-am spus că problema în Vrancea o vor rezolv eu. Domnule Becali, cum v-a venit ideea să plecați dumneavoastră în Vrancea? Ați văzut, nu știu, că jandarmeria n-a făcut față, poate oamenii politici n-au reacționat așa cum trebuie. Păi
mi-a venit ideea pentru că l-am văzut pe Dan Diaconescu. Și am spus... Noi am dat ieri vreo 4.000 de pâini prin județul Buzău, am dat și noi niște mii de litri de benzină, facem și noi ce putem. Dacă face nimic cu Partidul Poporului, atunci o să fac eu cu Partidul Noua Generație să rezolv problema ca să-l întrec în sondaje pe Dan Diaconescu cu Partidul Poporului. Văd că deja județul Vrancea devine o luptă politică de zăpezirea de acolo. Deci vreau să-l întrec în sondaje cu Dan Diaconescu. Domnule Diaconescu, ce răspundeți? Vă întrece sau nu? Nu, nu are cum să mă întreacă, fiindcă are o problemă juridică, domnul Becali. Altfel e de toată isprava, domnul Becali, dar colegii săi de la partid n-au depus semnăturile la timp la sfârșitul anului trecut și riscă radierea din registrul partidelor politice, PNG-ul, din păcate. Dar poate că remediază situația între timp și se va lupta în bătălia electorală următoare. Văd, domnul Diaconescu, văd că nici început bine și văd că te interesează altor partii, acolo să te intereseze Partidul Poporului, că te interesează iracierea altor partii, dacă așa. Nu, m-a întrebat colegul ziarist de aici, de la masă. În loc să spui, domne, pe mine mă interesează Partidul Poporului, nu radierea PNG-ului, asta te interesează? Nu, tocmai încercam să vă ajut, să vă dau un sfat să remediați acea situație. Măi, neatane, ce n-ai, nu credeam că ești rătăcios. Nu, serios, am încercat să vă dau un sfat gratuit. Lasă că ne știm noi și putem dai un sfat față în față, da? Și Partidul Conservator are aceeași problemă. N-a depus semnătură la timp la sfârșitul anului trecut, asta e tot. Spune, pe mine nu mă interesează Partidul Conservator și nu mă interesează partidul. Asta mă interesează Partidul Omului. Plec acum, stau 3 zile și rezolv dezăpezirea tuturor celor din Vrancea. Nu las nici măcar o oaie în zăpezită. Foarte bine, foarte bine. Da? Plec acolo cu bani, cu totul, hotel, închiriat, tot, motorină, benzină, plătesc la toți oamenii care vin acolo la Consiliul Județean Vrancea. Mâine dimineața la ora 6 dimineața începe acțiunea, am 12 utilaje și câteva mici oameni, probabil, cu care vor rezolva această problemă. Domnule Becali, în urmă cu câțiva ani ați construit și niște case pentru sinistrați în urma inundațiilor. Nu v-a ajutat atunci, din punct de vedere al partidului. Vreți să folosiți acțiunea din noaptea asta și de mâine ca să creșteți poate în sondaje partidul pe care îl aveți, îl conduceți? Să n-ai bine de partid și de sondaje, pentru că eu nu mă duc să fac asta pentru sondaje. Eu mă duc să fac asta pentru sufletul meu, pentru mântuire. Eu nu pot să stau, un om care iubește, un om care are dragoste, nu poate să stea în pat când vede că oamenii semenii lui sunt în zăpezit. Nu vă este frică, nu știu, că poate rămâne și dumneavoastră în zăpezit acolo? Rămân, nu rămân, plec la risc, mă sacrific și eu pentru ceilalți oameni, nu? Nu mi-e frică mie, că eu plec pregătit, stai liniștit. Eu sunt războinic, nu sunt, mă zăpăzesc așa de ușor. Dar spuneți-mi, în mașina de teren pe care ne-ați arătat-o, aveți tot ceea ce ne-au sfătuit, nu știu, dacă pornim la drum, ne-au sfătuit autoritățile să avem apă, mâncare, lopată? Pe mașina asta, dacă îi mai pun, că am și lanțuri. Aveți și lanțuri? Am și lanțuri, îți dau seama, asta trage cât o volă. Asta e hammer de la soldații americani, armata americană. Dar n-am nicio problemă. Bine, aici e vorba de solidaritate, de dragoste, de iubire, de milostenie, care mulți oameni zic că aveți, doamne, politică. Nu mă interesează, nu e o chestie politică, domnule. Ai glumit cu Dan, așa. Dar nu e nicio chestie politică. Dar, domnule Becali, de ce avem atâta zăpadă? S-a supărat Dumnezeu pe noi? Ce s-a întâmplat de avem o iarnă, iată, că n-am mai avut așa ceva, poate, din 1954? Ne mai încearcă Dumnezeu, rezolvăm noi problema zăpezii, dar zăpada asta poate fi și bogăție la anul. Da? Ne mai încearcă Dumnezeu așa, ne mai... ca să vadă dacă ne ținem credința. Cât aveți de gând să stați acolo? Câte zile v-ați planificat? Lăsați toate celelalte treburi la o parte? Cam cât timp aveți la dispoziție pentru dezăpezire? Și nu uitați că este anunțat din nou un cod, mai întâi galben și apoi portocaliu, pentru toată, pentru următoarele 3 zile, chiar pentru zona în care o să mergeți dumneavoastră. Înțelegi că am avut 50 de lopeți la Mogoșaia, pentru terenul de la Mogoșaia de antrenament și a zis, nu mai ne antrenăm. Toate lopețile pleacă în Vrancea, în primul rând. În al doilea rând, nu mă interesează nici meci, au să plec acum și mă mai întorc numai când nu mai există nici măcar o oaie în zăpezită, în Vrancea. O să vezi,
ca ceea ce fac și ceea ce spun și fac. Deci nu mă întorc în București decât că nu mai există nicio problemă în Vrancea. O să vezi. Câți oameni plecați, domnule Becali, acum din București? Câți oameni pleacă împreună cu dumneavoastră? Eu sunt om de sacrificiu, dar război. Poftim? Câți oameni pleacă în momentul ăsta din București cu dumneavoastră? În momentul ăsta din București pleacă vreo 10 persoane. 10 persoane, dar ca apropiații mei. Dar am vorbit și cu cei din galerie, o să fie vreo 100 de inși în noaptea asta, dar eu cred că mâine dimineața, la ora 6-7 dimineața, în fața Consiliului Județean Vrancea, în Focșani, vor fi peste 3.000 de persoane. Domnule Becali, dacă acțiunea pe care o porniți în noaptea asta la 3, cum va continua mâine, poi mâine, vă reușește, să presupunem că, așa cum spuneți dumneavoastră, dezăpeziți până la ultima oaie, aveți de gând să vă îndreptați și către alte zone ale României? Pentru că județul Vrancea nu este singurul aflat în situația extremă în care se află acum. Eu dacă pot, dar vă dați seama că n-am forța, dacă e posibil, și dacă se întâmplă lucrurile astea și problema asta, după aia mut tabăra. Mut tabăra Sfintei Tinereți în altă parte. Mult în alt loc și plec și rezolv și acolo. Și plec și plec și mă întorc acasă peste două săptămâni, o lună, când rezolv toate problemele la toți oamenii. Ce crezi că mă mai întorc acasă eu? Dacă rezolv problema în Vrancea, nu mai nici la meci. Uitați voi la meci, mă uit la televizor. Dar mă vin la meci, mă uit la meci și plec înapoi. Domnule Becali, cine plătește tot în acest moment? Dumneavoastră? Eu plătesc tot, și motorină, și hotel, și lopet, tot până la ultimul leu. Și camioanele care vor veni, că vor veni mâine și camioane cu ulei, cu zahăr, cu pâine, dat comandă. Domnule Diaconescu, mai aveți o întrebare pentru domnul Gigi Becali? Îți urez mult succes, fiecare gest de acest gen contează. Încă 1.000.000 ca Gigi Becali și s-ar putea dezăpezi țara. Mai rău e că guvernanții trebuia să facă asta de mult și nu mai mureau acei 65 de sărmani români. Acum, chiar e foarte potrivit acest gest. Domnule Becali, o singură întrebare mai am și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ar trebui să vă urmeze, nu știu, exemplul și alți oameni de afaceri care au puterea financiară să susțină astfel de costuri? Domnule, asta nu este că ar trebui sau că n-ar trebui. Asta e o problemă o care omul o face din inimă. Asta e o chemare. Nu este ceva care spui, domnule, ar trebui să facă și ăla și ăla. Asta e o chemare. Eu o fac pentru sufletul meu. Deci nu poți să spui. Asta e, depinde cum te naști. E o virtute, e dragoste, e iubire, e solidaritate, e altruism, e mult mai multe lucruri. Adică e sacrificiu, e patriotism, e tot ce vreți, e naționalism, e frăție, tot ce vreți dumneavoastră. Dar asta nu poți să pui într-un om să peste noapte, să-l faci pe un om așa peste noapte. Eu așa sunt născut. Sunt om de sacrificiu. Domnule Becali, vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Vă ținem pumnii acolo și așteptăm, o să fim și pe drum cu dumneavoastră. O să fim și pe drum cu dumneavoastră și vă așteptăm la întoarcere să ne spuneți cum a fost și haideți să vedem rezultatele. Vă ținem pumnii, mulțumim mult!